Vremiul Marius Lăcătuș, al doilea golgeter al Stelei cu 6 goluri. A dat cele mai multe pase de gol, 10 în acest sezon, la egalitate cu maestrul Sân Mărtean. A bifat toate cele 8 meciuri ale naționale în 2014, a scos penaltiul cu care am bătut în Grecia, i-a dat o pasă genială lui Cheșeru la primul gol împotriva danezilor, a înscris cu Algeria, un jucător fantastic. S-a accidentat când era într-o formă excepțională, iar Ajax Amsterdam pusese pe masă, cel puțin așa vorbeau ziarele vremii, 10 milioane de euro ca să-l ia de la Steaua și să-l facă lăncier. Are tupeul dat de talent, e rău, e construit din același material ca idolul Marius Lăcătuș. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, premiul special Marius Lăcătuș, unul dintre cei mai buni fotbaliști români, să vedem cât o mai sta pe aici, Alexandru Chipciu, Steaua! Premiul și, bineînțeles, cadoul, un ceas de rux de la Guess. Felicitări! Mulțumesc! Și multe lume! În primul rând, bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu aici între toate legendele fotbalului românesc. Mulțumesc familiei, viitoarei mele soții. Mă bucur că toți steliștii au luat cele mai importante premii. La fel cum nașul meu, Raul Rusescu, a spus, înseamnă că suntem cei mai puternici, cei mai buni și asta ne bucură foarte mult. Ce să zic, am luat revelația anului, acum 2 ani fantasticul anului. Anul ăsta premiul Marius Lăcătuș e o legendă a României și asta înseamnă foarte, foarte mult pentru mine, pentru steliști. Mă bucur să iau și, adică vreau să iau și premiul cel mare în anul viitor. Mulțumesc frumos! Bravo! Felicitări!